abordează mă greșit să sărut sferul. Și iar hașul cu bricheta, pleci de acasă, o atrag ca molineta. Ce faci fi și la tine și nu se leagă. Tu te iei de un pimpia, mă trage de coadă. Ai rămas la coadă sau doar mi se pare? Vezi ce se întâmplă dacă tot faci pula mare. Karma e reală, te prinde din spate. N-ai aceeași energie în realitate. Ești frustrat, simplu ca ABC. Mai ești la soare pentru vitamina D. Azi o nouă zi, tu vorbești tot de ieri. Vizitează o țară în care crezi palmieri. Corda ta e cam urâtă. Te-am făcut-o doar să-ți fac în ciudă. Pe mine țipă, sub tine e surdomută. I-am zis să mă lasi, dar nu vrea să mută. Corda ta e cam urâtă. Te-am făcut-o doar să-ți fac în ciudă. Pe mine țipă, sub tine e surdomută. I-am zis să mă lasi, dar nu vrea să mută. Exclusive shit. No será una vida. Papis con loco. Aria, Aria, María. Salud, salud, salud. Ma bici con loco. Ce faci, mă? Bă, trăiesc. Am ajuns aseară foarte târziu acasă. Mă rog, am ajuns la 5 și ceva acasă. În fine. Bine, ideea e că încerc să-mi găsesc un orar, știi? Aș vrea să-mi găsesc un orar de streamuri. Acum, dacă tot mi-am luat unban aici, vreau să încerc să-mi găsesc un orar, să reușesc măcar să fac stream în fiecare zi. Sau să fac 4-5 zile pe săptămână măcar, știi? Că eu, în general, sunt cam plecat de acasă și când sunt acasă, dorm, știi? Eu sunt 3 ore pe zi acasă, 3 sau 4 ore pe zi sunt. În rest, nu sunt acasă deloc. În rest, sunt plecat pe afară. Și noaptea, când vin acasă, nu mă joc, că nu mai am chef, you know? So, încerc să-mi găsesc un orar de streaming, dar asta înseamnă să mă trezesc mai devreme dimineața. Asta ar fi singura soluție. Ca să fac streamuri la prânz, după masa, ceva de genul. Pentru că seara nu fac streamuri, că o să fiu tot timpul plecat afară. Și nu vin de vreme acasă ca să pot să încep să fac streamurile pe la 11:30, 12 și să le fac până la 3-4 dimineața. Și oricum nu stă nimeni treaz până la ora aia, deci ce mai ok să fac streamurile după masă. Că oricum e cald și nu iese nimeni afară. Deci na, încerc să-mi găsesc așa un orar să încep să fac pe la prânz, după masă, să încep așa să fac streamurile. Cam asta aș vrea să fac. Salut, Osama, salut. Ce să fac? Uite, mă joc. Și Costa, ești prost. Voi ce faceți, mă? Aria, Aria. Forță, salut, salut, dar cum sunt mai mă mirna sub birou, nu. Am lăsat-o să plece. I-am scos lanțul de la gât. M-am plictisit de ea. Ce-i prea mult strică. Și m-am obișnuit deja cu muia ei. Și a început să mă gâdile. Și i-am dat drumul. Mi-am zis, marș, fă, cățeluș. Normal, când vezi un Yasuo în echipa cealaltă, iei Z. Of course. Ai trimis-o în Berceni? În Berceni? N-aș zice. N-aș zice că Berceni. Ia să-l văd pe Ludi asta.
Are 304.000. Ia uite că a făcut punctele în sfârșit, așa să se vadă. Doamne, Riot! Riot! Numai chestii de design faceți, dar jocul când, Riot? Jocul când? Mă las și eu ca mău. Fuck this game, stupid Riot, I quit. Jesus. Bine, adevărul e că jocul chiar e prost. E oribil jocul ăsta. Optimizat și... și ce să-i mai zic, e... plin de bug-uri. Doamne, am văzut bug-ul ăla pe Annie. Efectiv, dădea QWR, orice spell dădea cu Annie, dădea stun. Deci, practic, până îi dădea disable-ul Annie, nici măcar nu știu dacă e odată până acum design. Deci, practic, eu puteam să spamez pe Annie vreo o zi cel puțin și să mă joc 30 de meciuri cu Annie într-o zi și să fac 3 divizii. Să ajung din Diamond 4 în Diamond 1 într-o singură zi sau Diamond 2. Jur. Te arunc în aer, TDT. Noaptea e lungă dintr-un scrum să ne simțim ca PSD. Bă, azi dimineață am primit, deci eu am ajuns, v-am zis, m-am culcat la 5:30 azi dimineață. Bă, și să vedeți ce s-a întâmplat. La 11:30 începe alarmă din aia tare. Bă, urla nebunule, m-am pișat pe mine, jur. La 11:30 m-am trezit, eram sus aici în pat deasupra, m-am pișat pe mine de frică. Am zis, bă, ia foc casa, bă! Jur, am crezut că o lua foc casa. Să mor dacă vă mint. Și după aia mă duc la telefon și mă bag la notificări la telefon. Și uite ce-mi dă aici. Alertă extremă, test! Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RoAlert. Nu se impune aplicarea Masro măsurilor de autoprotecție. Inspectoratul situat a județului Timiș, nu știu ce. Bă, eu dormeam la ora aia. Știți cum am sărit din pat? Jur, am crezut că l-a făcut casă. Am sărit direct din pat. Glonț. Și m-am dat jos. Când aer TNT. Asta usud. Roșu genul RSS. Ei place sud. Mie îmi place sud. Mie îmi place sud. Cum îți place sud? Flashc. Fuck. Oops. Ai, că arătat ăla. Dead. Vezi, asta se întâmplă când n-ai creier. Eu am Conqueror, tu ai Electrocute, da? Asta se întâmplă când n-ai creier. Eu am Conqueror, tu ai Electrocute și tu vrei să mă bați pe mine. Păi cum să faci așa ceva? Îți place Shatra Benz? Îmi plăcea înainte. Când eram mic știam toate melodiile, jur. Nu uitați și voi de un like, băieți, așa plăcea foarte mult. Care îl face, ăla-i dă foc, nu uita, pasă-mi la stânga. Sfumăm tot ce ține punga, nu conduc, dar aș ține dunga. Uite pe ăștia ce...
Ce se ceartă ăștia în chat în loc să joace. Rulez, îl fac fiind sunt martean, îi zic că nu sunt martean. Mă duc și eu. Na, ok, nu se mai întâmplă nimic acolo. Ia uite-l. Cum se întoarce titanul. Unde mi-e capul? Știi ceva. Ăștia sunt nostru sangă. Bineînțeles că am luat un tower shot. Că așa se întâmplă mereu. Și nu-i nimic din ce știi. Verde, SFIT, nimic ce ai încercat până acum. E clar că materialul prea bun, parfumul. Nu, pleacă, că-ți pierzi timpul. Îți pierzi timpul, just go. Find something else to do. Albumul lui Doc și Not spre larg. Nu vezi când vei arriva și trag. SS la băiatul? Au plecat în țări străine băieții? Yasuo, yes sir. Boom, knockout. Nu e un knockout. Fuck. Bine, acum până nu-mi dau back. Până nu-mi dau back, acum nu o să pot să-l bat pe Zed. Că și-a luat pișatul Dark-ul. N-ai ce să faci acolo, Zen. Vin, vin, vin și eu, vin și eu, vin și eu, vin și eu. Pus aici. Bă, dar dă-ți o dată ăla în spate, pișatule. Dă-ți-l o dată în spate. Tot așteptam să-și dea râu în spate. Și nu mai voia să-l mai dea o dată, dar dă-l! Hai că oricum îți pușează wave-ul din tower. Bun. And you're dead as fuck, buddy. Vezi, mă? Vezi dacă ești greedy as fuck? Everything's gonna be alright. That happens when you're greedy as fuck. Și aproape am static shiv-ul. Aproape. No! Du-te! Nu lăsa să-mi ia plate-ul! Fuck! He got it. Mersi frumos de loot, apreciez. I am grateful.
Ah, cred că l-a luat. Fuck. Da, aici te țin. Minionii aia nu-i mai vezi. Ah, poate mai vezi unul. Fuck! Nope. Just make you proud. Jesus, mom. Holy shit. Ce-mi doream acum să fie încă 40 de oameni în plus pe stream față de cât sunt acum. Because I'm so insane. Fugi, șchioară! Doamne, că nu vezi, fă, nu vezi. Vin și eu. Fii atent, nu te omoară, nu te omoară, nu te omoară. Nu te omoară. Nu te moară. What the fuck? Fă un montaj, da. Și o să am 100 de vizionări la el. Fuck it. Dar oricum faza asta, oricum o salvez. Trebuie. Da, da, du-te, 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 du-te mid. Du-te mid că trebuie. Ce mi-am bătut joc. Wow. I'm actually retarded. Lol. I got 3 tower shots. Actually, I did.
Uite-te cât plâng ăștia. Doamne, cât poate să plângă copiii ăștia. Oh, fucking Christ. Mamă, de nu pot să înțeleg. De ce se plânge tataș, mă, și joacă? Că nu te-a întrebat nimeni nici dacă e mata proastă, nici dacă e deșteaptă, nici cu cât s-o futut din oraș. Taș, mă, trecu și joacă-te. Dom'le, că a ta poate să plângă, bă, a ta să plângă, bă. Bă, eu când mă plâng de un campion, mă plâng și eu pe stream ca tot omul. Păi, și nu l-am prins pe asta Airborne. Nu-i bai că-i furul asta blue, să plângă. Nu! Aaaa! Și asta e Chior. Doamne. Să mă ferească Dumnezeu de Chiori ca tine. Sparge tureta! Da eu pe el! Jesus Christ! Dar ce-i căcatul ăsta? A, acum ăsta-i death recap-ul. Wow. I'm gonna fuck you this band. I'll do this shit cause I can. I just took care of my fam. Thought that was ice the plan. Salo boli. I might go
this shit cause I can. Yeah, I just took care of my band. Yeah, I might go fly to Japan. Ay, like a blue, get a tan. Yeah, to the beach, I don't break sand. Nu a agățat pișatul. Nu-i bai. Nu-i bai. Oh shit. Out of this shit cause I can't. We should force Baron. If someone contests, just kill them all. Yeah, do it. All me then, GG. Bă, veniți mă pe mid, pișaților. Mă cac pe Zeche. Pe Zeche-ul tău, mă cac pe el. Pe mid direct. Că trebuie să câștigăm. Ha mă! Ai zis, uai. Dar nu ne bat ăștia la... Unde? Na, acum mid. Mid, să terminăm. Dă-i eu! Copii distruși. Salut, Ambros. Ai, că-mi pierd răbdarea, pierd farm o grămadă, nu mai farmez.
Nu mă joc așa ceva. Nu-mi place. Și nu mă joc, pur și simplu. I'm gonna lose my mind. I'm gonna lose my fucking mind. Go end! Go end! Go end! Și ce e dacă Evelyn în viață? Mi-am luat stopwatch-ul, nu mai are ce să-mi facă Evelyn. Plus 50! Doamne, cât de mult ia să închei. Meciul ăsta trebuia încheiat de 50 de minute. Meciul ăsta trebuia încheiat de când a început. For fuck's sake. GG Blitz, ai jucat bine. Plus 15, let's go! S plus, cred că am luat chest, nu? N-am luat chest? Pentru S plus? Cred că știam că trebuia să primesc un chest. Oh, come on, man! Next chest available in 4 days. Ce fi și n-am luat acum unul. Aveam un chest available, ești prost? The fuck? Ok, nu mai înțeleg jocul ăsta. Bye bye. Mersi. Ha, mai vreau să mă mai uit toată la play-ul ăla, că am fost, sunt chiar mândru de el. Am fost 1v2 pe mil tot meciul. Și m-am descurcat chiar foarte bine. Aici. Asta cred că. Uai cum mi s-a umflat vena la gât. Bă, ziceți-mă să nu mai urlu așa. Uai, fii atent ce mi s-a umflat vena. Let's go! Uai cât am vena. Doamne, puși drept, fac o moție în timp ce mă joc lol. Să mă ferească Dumnezeu. Fac o moție, ești brăst. Mi-a picat cât deep one ca să din. Ha.
We do what we want, claim. Ce-mi dă? 80 beta pass points. Soon I'll be living. Păi, și iar mă duroc capul rău. Și acum urlu ca prost. O să vezi ce mă doare capul mai târziu când mă duc afară iarăși. Mersi de 16 like-uri, băieți, apreciez. Alții mor de la infar, de la domoare, de la LOL. Jur, dar oricum cât mi s-a umflat vena aia. Salut, Panda Gaming. Oh, acum mă doare aici. Ia să vedem ce loot-uri noi avem, să le citim și pe alea, că trebuie. Nu uitați, băieți, aveți să deschide loot, nu uitați să lăsați și mie un loot, așa aprecia foarte mult. E gratis, nu costă absolut nimic. Așa că m-aș bucura foarte mult dacă mi-ați lăsat acolo un luțanu. Mulțumesc! They used to always say, oh, well, you know, to fall alone. But now here, bitch. De la Mugurel avem un loot cu mesajul Yasuo. Mersi frumos, Mugurel, pentru loot, apreciez. Mai avem un loot de la Geo fără niciun fel de mesaj. Mersi frumos pentru loot, apreciez. Și mai am încă un loot de la Ambro cu mesajul salut. Salut și ție, te mai saluta și în chat. Mersi frumos și pentru loot, apreciez foarte mult. Scena? Oh, shit! Sorry. No, nu mă pot să mă joc Yasuo. Fuck. Vladimir. YOLO. Katarina mă doare în cur. Or fac int, or fac 20 cu 3. Nu există, ori. Or la bar, or la spital. But now I'm here, bitch. More slots, more butts, never give you more fucks. My way, I'm never taking shortcuts, raised in a town like fool. Who put you up on, huh? E40 Mac Dre is who I grew up on. I've been selling game, got you if you need a cue up on. You can check my resume, see every beat I throw up on. Smoking on grapes, rolling up, swishers, no papes. Back to the ghost, close drapes, I'm a boss tycoon. Bă, dar n-am un omorât de skin pe Katarina. Mă joc Katarina de când îs mic și n-am un căcat de skin pe ea. Ai fumat vreodată? Yo! Ce ai, mă? Oh, am înțeles. Zed. Too far alone. But now I'm here, bitch. Salut, Șchiopu, salut, Mihai. Salut, băieți. Salut, băieți! Măcar în spate. Ce iPhone ai? XS. Păi ce, tu ești catastrofical să ai skin-uri grămadă pe cata cumpărate cu bani de la mama, cheapă. Bă. E ciudat că n-am totuși un skin pe ea. Oh, shit.
Oh shit, oh shit, câte puncte are ăsta, shit, oh fuck, și ăsta are multe puncte, oh și ăsta are. Invisible slot, ai, Evelyn de meciul trecut. Acum o să vrea să-și ia răzbunarea și o să-mi facă camp la level 6, cred că numai la mine pe mid o să vină pariu. Ca așa fac pișații ăștia, după ce îi spargi, după aia ciudos și vin numai pe tine și încercă să-ți o dea la ouă. Bă, trebuie să-mi schimb bitrate-ul pe asta, că am bitrate-ul prea mic. Trebuie să-mi schimb bitrate-ul, să-mi măresc la peste 12.000. Că pe Twitch 5.000 sau 6, nu, 6.000 bitrate pe Twitch e superb, se vede extrem de bine. Dar pe YouTube am prea puțin bitrate pentru cât aș putea să am. Că aici pe YouTube să moară băieții mei, că poți să ai direct, nebunule, buf, 12.000, 13.000. Și pe Twitch dacă ai atâta îți laghează, din păcate, ai lag. Da, nu, ok. Smoke till I'm high, that's a mono hill. Wake up in the sky, you can tell me I am flying. Fast trip pe procesor, no. Pe palaca video. Și fără meciuri în istoric pe de carry sezonul ăsta, am o grămadă de meciuri pe de carry. Am în top 5 numai de carry în afară de Yasuo. Fly, now watch me fly. Fuck. Prea mare cooldown. Nice. One for one. That's clean shit. Fuck. Arunc cu cuțite, da. N-am ținut de wave-ul ăsta cum aș fi vrut eu, sincer și personal să spun. Eu vreau întotdeauna cu Katarina să încerc să mențin wave-ul nici, știi? Uite, acum o să pierdă de... fuck. Îl duce capul, mă. Cred că vrei să mori, Zed. Așa am auzit. Ah,
Acum trebuie să am grijă la W-ului, că el o să vrea să-mi dea, să-mi facă un play din ăla, să-mi dea direct full combo și cu ignite și cu hit și să mă moare. Asta are el în cap în momentul ăsta. Nu, am dat din greșeală pe el. Fuck my ass. Oameni, n-au ce să fac. E ok, e worth. E one for one. Adică eu nu i-am dat nimic. Dar nu-mi pușea așa wave-ul. De ce? Era resetat wave-ul. De ce ai făcut așa ceva? În fine. Când wave-ul e resetat, el mi-l pușează la Elen Tower. Ok. Iau, că atunci au venit și slabul ăla, că l-o moram aici pe Z și eram 1-0 direct scurt. Nu mă, iar am pierdut cannon-ul. Știi cumva cât ai bitrate la stream, acum e mic, dar mi-l duc de obicei în 11.000, 10.000, 11.000, cam așa. Da bine, asta e și pentru că am net de 1 giga viteză. Și mă duce, mă ține. Că eu toate upgrade-urile mele pe care le-am făcut la calculator le-am făcut în interesul streamului. Și eu n-am oameni pe stream. Outsmarted! I'm a genius! Outsmarted! Outsmarted. Acum n-am oameni pe stream, ia. Din păcate n-am. Am avut mult și am simțit pentru calitate mai mare. Și când am avut calitate mai mare n-am mai avut oameni. Trist. Dar lasă-mă, te rog. Lasă-mă, te rog, lasă-mă să trăiesc. Leave me alone. Doamne, dar nu dau damage deloc. Modul bot. Ori am făcut triple kill și sunt cel mai șmecher, ori n-am făcut nimic. Și aia e. Ori la bar, ori la spital. Știam când a plecat fișatul ăsta. Ori la bar, ori la spital, cum am zis. Ori la bar, ori la spital. La spital m-am dus.
Nu, mă joc prost. Joc prost, joc foarte prost. Și fedez. Joc prost, cum se pare nou pack de project, bă, nu-i rău. Om, ești fedez acum, ești prost. Am dat eu în timp ce era râul lui pe mine. Foarte prost joc. Am 0-3 până acum. Da. Meciul ăsta cred că vom pierde. Trei harm peste mine. Ha, mă, să-l batem! Ha, mă, să-l batem, tu ești nebun! Doamne, bă, omule, dar nu te uiți un pic. De pe Vradule, baftă la vecinul, mersi, mersi. Hai, mă, puțin pe el. Mă joc prea puțin ca să mă consider hardstack. Da, sunt în divizia asta, dar nu mă joc suficient de mult cât să zic că sunt hardstack. Dacă m-aș juca mai mult, n-aș fi. Dar din păcate nu prea mă joc. Adică din păcate. O, mă joc pur și simplu. Am alte ocupații. Hai, și nu am eu să-ți dau fatala acum, Zed. Să te pun în genunchi. După ce ai atâta farm peste mine și diferența așa de mare, direct în genunchi. Ah, domne, și știam că aia face. Doamne, mor. Fucking hell. N-are ce să-ți facă, îl bați. Păi, cât damage dă pișatul ăsta. Da, 8-2. Da. Ce să-i mai fac, are, deja e prea fedat, mi se spart măsătura de cap. Nu mai vreau să mai joc meciul ăsta, FF15, vă rog. Nu mai vreau să mai joc. FF15, thank you. M-am tiltat prea rău. M-a bătut acest slab infect. Lul. Nu mai aș mea de carry. Nu mai vreau să mă mai joc de carry. Puneți clopoțelul pe on. Facts. Ori ne cară Trinda, ori am pierdut meciul. Una din două, nu există, are 3 levele peste mine, asta n-am ce să-mi fac. Nu pot să farmez, nu pot să fac nimic. Nu vrei, Trinda, să facem switch? Zic. Ah,
Nu vrei? Hai băi, duce și noi streamul ăsta la 35 de like-uri. Știu că se poate. Ops. Da, am pierdut. GG's. I'm scos flash. Oh, Christ. Da. Ce mă, Al Pacino? Vrei să-i batem pe băieți? Degeaba, că nu putem. Suntem prea slabi. Îi bate Trinda pe toți. Și tu numai trebuie să farmezi. Asta e tot ce trebuie să faci. Bravo. Battle. O bați. Dă-i până la final. Dă-i până la final cu bați. What the fuck? Ok. She was a bag, nevertheless. Da. Degeaba. Ba da, l-a bătut, bravo. Nice, well played. Well played, broskies. Și acum dăm să farmez repede. Fără să pierzi minioni, Radu. Dar n-ai suficient damage, ești useless. Ești cel mai slab din tot meciul. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust. Eu nu mă pot juca campionul, mă blochez în butoane. Campionul ăsta? Ori la bar, ori la spital. You dead, let's go. Salut, Petronela. Report KS. That's teamwork, you fucker. That's teamwork. Hai, ce engage prost. Engage super prost. Da, vin. Hai. Ori la bar, ori la spital. Uai, eu nu mi-am făcut HP-ul în bază, uai. Eu acum am văzut. Dacă mă bag în ăștia, la spital ajung. Sigur nu la bar. Și mergești pe bancomat. Păi tu ce crezi că eu n-am vrut să mă joc SO, mă, că mi l-au banat băieții. De ce joc Kata? Ca să-i omor pe băieți, să nu fii atent ce le fac. Să vezi că nu le fac nimic, că vine Rengar să-mi dea one shot.
aprindem una că e vară și nu sunt prea multe de făcut pe afară. Da, uite ce am făcut. Puteam să-i dau EO, dar nu. O, ori la bar, ori la spital. Aici e rângar, aici e rângar. Oameni, și-a făcut tot HP-ul. Bă, ce faci, șchior? Te piși pe el, Cloud Drake. Eu nu puteam să o colesc. Man, Rango was in the bush. I couldn't pass. Juma pe iarbă zbor. Păi da, ești un retardat. Doamne, să mă ferească Dumnezeu de jungler ca tine, Doamne! Deci dacă ar trebui să fac un recap, dacă eu m-aș pune să analizez tot meciul ăsta, să vedeți de fapt ce a jucat Kindred ăsta, vă pișați pe voi, stați așa. Da, Flavius? Bă, mă joc tu? Aha. Da, acum sunt meci. Minutul 22. Bă, să mor tu. Nu știu, nebunii și zgril, bă. Na, pe-i gat meciul atunci și eu plec și vin spre tine. Na, bine, păi nu să fiu gata în maxim 10 minute, dar te sun. Bă, eu n-aș vrea să-mi iau pantaloni, m-am uitat pe vreme, au zis că la noapte pe la 1 o să fie 18 grade, 19 grade, eu mi-aș lua pantaloni scurți astăzi. Mă, piși pe ei deja, că deja în fiecare seară tot pantaloni lungi. Nu-mi iau pantaloni scurți, na, hai, ceau. Cine e Kindred? Nu știu, mă, un român ne-a auzit. Papa Pile. Vreau să se încheie meciul ăsta odată că nu mai suport, jur. Deci așa de tare m-am tiltat. Na, uite-te la el. El trebuie să stea în fața mea, să nu iau râul de la Kitty. Asta e Kior, asta nu se uită, asta stă în spatele meu.
Și el... Oh my god! Doamne, să mă ferească Dumnezeu de player din ăștia, că dau de ei toată ziua. E atât de ușor meciul ăsta, de care Trinda. Eu trebuie numai să vin din spate și direct. Ambuscadă. Asta trebuie să fac, ambuscadă. Și se omor. Dar asta e atât de prost. Deci nu, o să fac așa un scurt recap. Jur că o să fac un scurt recap la meciul ăsta. Ca să vedeți exact tot ce a făcut prostul ăsta, meciul ăsta. Oh, nu pot să stau frontline, că mă bat ăștia de mă piși pe mine. Băi, pe mine. Nu mai aveam nimic. Fai. Îmi luasem reset-ul numai că nu m-am așteptat. Și am jucat prost. Nu cred că a făcut slabul ăsta Penta. Wow. This. This is the worst Zed I have ever seen. Lul. And he got a Penta. Bă, i-am rupt lui ăsta genunchi în early game. Deci eu cu 13, dacă ar fi să iau un Penta meciul ăsta, deci știți cum ar face Rega, nu? Idiots! Idiots! How? How is that possible? You idiots, idiotii, suca! Jur. Deci asta ar fi bomba caucaziană. Mă duc! Oai, numai eu mai sunt viață, fugi! Eu și cu Jana. Uite-l pe Rengar. Mă duc să omor. Am încercat, ok? Fuck. Duminica viitoare ce faci?
Nu să știu dacă mai trăiesc până duminica viitoare. Nu știu, habar n-am. The place have been made. Joci bine rocat așa cu 3-12. Chat! Ce cot avem să câștigăm meciul ăsta? Nu ți-ai dat seama că vin duminica viitoare. Ba da, știam, dar am vrut să fac o aroganță. Ah, shit! Nu! Ar fi mers 1 pauză, 2 final. 1 pauză, 2 final, da, da. Așa e. Cred că așa o să și fie. Sper. N-am zonia. Bă, nu lăsați pe ăsta singur. De ce lasă ăsta singur? Doamne, ce copii. Eu n-aveam ce... Nu așa, nebunule. N-aveam ce să mai fac, s-au pișat pe ei. S-o pișat toată lumea pe ea fază. S-o pișat pe ea, da. Și eu la fel. Că s-o dus după oare, am intrat în trapuri. Asta e, unlucky.
Da, aia a fost Gino, ne-au încurcat aici. Nu, coe. Tu erai mid, noi eram toți în bush. Dai râ! Păi da, și tu vii lângă mine. Nu fugi de mine. Nu, eu aveam Zonia. Tu muriai, eu rămâneam în viață, Trinda îl bătea pe Rengar. Era worth și câștigam. Dar n-ai gândit-o așa. Vezi? Hai bă, mă, că n-ai gândit-o așa. A, ai văzut? Uite așa! Bam, 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 bum! Vin, 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 vin. Fugi. Da, ăsta e mort. Nice, Baron. Free Baron. Nice. Cred că am Rabadon, nice. Bun, now we talking. În sfârșit am făcut și un item, să mai dau și niște damage. Da, mă ocup. Hai că încep să dau damage deja cu ăsta. Eu n-am zis nimic acum, eu n-am zis de gen că e slab sau ceva. Eu i-am zis cum îmi trebuia să se întâmple acolo. Nu l-am făcut nici slab, nici cum. Nu, așa. Iar n-o dat rău, am murit. A, GG. Că și eu am meciuri proaste și am 5 cu 15. Aia e. Și am meciuri proaste, dar asta nu înseamnă că slab neapărat. Am fost și unlucky. Dar din păcate, din păcate aici se încheie. Și din păcate momentan sunt la cota 80 să câștig. În momentul de față am cota 80. Vine Trinda în 5 secunde. Să știi că el te-a jurat. Cine, G? Nu m-am jurat? Dă-i zonia meci următor, nu e problemă. Dar oricum era gata. Am folosit zonia meci asta, dar deja nu mai aveam. Pentru ce să mai folosesc, oricum era gata. Unlucky game. Fuck my ass. Am fost unlucky early game. Aia m-a făcut pe mine. Este 80.000 damage. Doamne, cât e de OP Trinda. Ca și campion. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Ce campion tare. Unlucky! Unlucky, am jucat extrem de prost. Unlucky. Mai joci după.
Bă, exact când a început să se strângă lumea, acum trebuie să vă părăsesc chat, că trebuie să plec afară. Adică o să plec în vreo 10 minute afară. Și acum când ne-am strâns și noi, o să încerc pentru următoarele zile, băieți. O să încerc să fac programul de streaming în așa fel încât să reușesc să fac un minim de 4 ore. No, we were not. I honored you, fucker. I'm grateful. Da, deci o să încerc pentru următoarele zile să reușesc să fac orarul în așa fel încât să pot să fac măcar vreo 4 ore streaming în fiecare zi, cam așa mi-aș dori. Așa că vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, băieți. Am avut un match bun și unul rău, unlucky. Ne auzim, ce-i mâine? Vineri? Da, ne auzim mâine, for sure. Ne auzim mâine pe la prânz. Mâine pe la prânz ne auzim. Pe la 1-2 și dacă încep la 2 stream o să încerc măcar până pe la ora 7 să-l țin 6. Da, vă mulțumesc încă o dată pentru tot, băieți, vă doresc o seară frumoasă în continuare și toate cele bune. Deuces!